ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la acest important eveniment din viața organizației noastre, respectiv deschiderea Academiei Naționale Babicoare. Îmi face o deosebită plăcere și onoare să salut în mijlocul nostru niște oaspeți de seamă, oameni marcanți ai politicii, culturii, științei și din alte domenii de activitate, care ați fost invitați cu ocazia acestui eveniment și pentru care vă mulțumim și eu vă mulțumesc în numele Asociației Profesionale a Angajaților din Bază, în calitate de director executiv. Vă mulțumesc pentru onoarea pe care ne-o faceți și vă urez bine ați venit. Permiteți-mi să prezint mai întâi pe domnul profesor academician Constantin Maluceanu Stolnici, care ne-a făcut onoarea de a fi membru în prezidiul acestei activități și care, sub patronajul căruia, îndrăznim să ne desfășurăm această activitate. De asemenea, face deosebită plăcere și onoare să mulțumim alțeților sale regale, Prințul Paul de România și prințesei atâtei sale regale, Prințesa Lia, pentru onoarea tuturor reprezentanților instituțiilor statului și a administrației de stat care le-au onorat cu prezența, de asemenea tuturor reprezentanților firmelor private din domeniul securității private sau din alte domenii de activitate care au avut amabilitatea de a merge alături de noi sau de a ne ajuta în acest eveniment. Și acum să trecem la treabă. Prezint, dați-mi voi să prezint prezidiul care este, respectiv domnul academician Constantin Maluceanu Stolnici, domnul decan Toma Pleșanu, din partea Universității Naționale de Apărare și Camera de Securitate și Apărare, de asemenea domnul conferențiar universitar profesor dr. Enache Iotakis, din partea Universității Tehnologice, domnul director al Academiei Naționale Bodyguard, domnul colonel în rezervă, domnul director adjunct al Academiei Naționale Bodyguard, domnul profesor dr. Tănase Tiberiu, din partea asociației noastre, domnul vicepreședinte al Asociației Profesionale, domnul Gheorghiu Daniel. Și mai tânărul nostru coleg, domnul director al Departamentului Evenimente, domnul Miloș. Pentru început, dau cuvântul domnului director. Repiteți-mi, vă rog, vorbesc cu dumneavoastră când am dat o poziție în semn de respect pentru tot ce înseamnă această adunare extraordinară. Excelențele voastre, domnilor generali, doamnelor și domnilor, prezența dumneavoastră la acest eveniment mă onorează și țin să vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația astăzi. De asemenea, vreau să apreciez prezența la acest moment important pentru noi, a reprezentanților mai multor fundații și mai multor instituții ale statului, de care suntem onorați. Este un semn de încredere și respect.